În ciuda aparențelor și zâmbetului afișat cu încăpățânare pe chip, există o prăpastie așa de mare între oameni, încât mai devreme sau mai târziu, cu siguranță, unul dintre noi o să-și frângă gâtul. Vedeți ce face? L-a auzit toată ziua, uite așa face. Toată ziua așa face. Dacă nu sunt găinile, atunci facem cu vaca. Dacă nu e vaca, atunci facem cu câinii. Dacă nu sunt cu câinii, atunci facem cu copiii. Și să faci o cărmălaie de nedescris. Am înțeles. Dar așa este intravilan, ne? Cu cocoși, cu copii. Eu n-am nimic împotrivă, domnule. Dar asta e un semnal. Ați înțeles? Un semnal că să plecăm de aici. Nu, să intre, să fure, să zgârie, să nu știu ce. Deci, eu intru în casă. Cocoșul de semnalul? Da, este, domne, semnalizare acustică și vizuală, dacă doriți. Corect. Nu, dar copiii și ei pot să dea semnalul, nu? De ce nu? Aleargă pe stradă, întărâtă câini. Aleargă pe stradă, zici semnalul și ăsta imediat profită, intră în casă. Eu nu pot să ies, domnul Marian, de fiecare dată din casă. Nu vă supărați. Da. În urmă cu aproximativ 20 de ani, Magdalena Petrescu s-a mutat în comuna prahoveană Măgurele, cumpărând o casă și o bucată de pământ în mijlocul unei comunități de oameni obișnuiți cu buna cuvință și onoarea câștigată prin muncă cinstită. Integrarea unei nou venite în sânul comunității se face uneori cu dificultate, fie datorită diferenței de opinii, fie datorită micilor meschinării cu care se însoțesc oamenii în adâncul sufletului lor. Ei cumva au pus ochii pe casa pe care dumneavoastră ați cumpărat-o. Păi da, dar a fost a lor casa asta. A, și ați cumpărat-o de la părinților? Sau? Nu, am cumpărat-o de la cetățean care a cumpărat-o de la sora lui. Care a fost dar cu... ei cumva consideră, sau mă rog, zic că a făcut parte din familie și ar vrea ei să se facă proprietari. N-am nimic împotrivă. Aha. Trebuiau să o cumpere. A avut posibilitatea domnul, știți. Și n-au cumpărat-o. N-au vrut să o cumpere și atunci ce au zis? Să facem noi. Să plece liniștită. Aha. De aici. Aha. Ori și-a câmpii, ori la comanda. Ați înțeles? Așa credeți că s-au gândit ei. Păi așa este. Așa și este. Cum ați descoperit? Păi cum? Intri în casă, zgârii rici, am bait în șifonier, mi-a jupuit toată templăria. Nu se poate așa ceva, fură lucruri când, din casă. Când se întâmplă așa, doamnă? În ce moment? Acasă. Păi când nu sunt acasă. Când dumneavoastră nu sunteți acasă. Sunt plecată. Păi sunt 20 de ani, domnul, să pariam, domnul. Când sunteți dumneavoastră plecată? Păi când sunt plecată? La... să-mi iau pensie de la Ploiești, la Vălei să fac cumpărături, și lipsiți la București. Lipsiți o zi, două, de exemplu. O zi. O zi lipsesc. Și când lipsiți, dumneavoastră descoperiți că cineva a intrat în casă. Pui. Deci aia e casa părinților mei. Asta. A fost. A vândut-o, sora mea. Eu nu stăteam aici, pentru că eu am stat în Ploiești 40 de ani și am venit acum de câțiva ani aici. Deci nu stăteam aici și aveam reclamații. Că sar gardul, că strică, nu știu ce. Și dumneavoastră nici nu locuiați. Acum, dacă ați vrea să mergeți un pic, da, să vedem cum aș putea eu să pătrund în curtea dumneavoastră și ce interes aș avea. În curte pentru și că... în casă. Tip. Și în curte și în casă. Cine să intre în mizeria aia, domnule? Poftiți? N-ați intrat? Păi nu se vede. Dumneavoastră credeți că aici ar trebui să vină direcția sanitară? Nu vine nimeni că lucrează de acasă. Dar nu încuiați? Vai de mine, dar nu se poate, dar mi-am pus grilaj. Așa? Cum să nu? Așa mi s-a recomandat să-mi pun grilaj. Ca să nu mai... Ca să nu mai intre în casă. Da. Aveți grilaj, aveți ușa încuiată și totuși intră în casă. Și au și sârmă ghimpată, că așa mi-a zis un polițist, spuneți, doamnă, sârmă ghimpată, am cheltuit bani și pe sârmă ghimpată. Aici. Peste tot e. Mm-hmm. Peste tot. Degeaba. Când veniți acasă, vă întoarceți de la Ploiești sau unde vă duceți în noastră, descoperiți zgârieturi. Ia uitați, noapte de noapte. Noapte de noapte, ia uite cum... Noapte de noapte. Jupoia e zgârie, zidăria în casă e distrusă, toată. Uh-huh.
Te urcă, se urcă toată. Aici, de exemplu, aici ce cu a dat cu șpacul. Eu știu cu ce fac, eu pot să-i urmăresc. Da, poate că a fost, de fapt, lucrarea ploii din timp, adică ploaia ușor, ușor a să fac... A zgâriat așa, a zgâriat. Vegetelele umede ale ploii. A bătut ploaia aici, nu? Da. Din ce direcție vine ploaia? Din ce direcție? Nu? Nu vine din partea asta, din partea toate părțile vine. Da, uitați aici, vedeți? Păi sigur că da, se joacă toată noaptea, vișteată. Noroc că ați pus acolo în borcanel. Păi ce să fac, am pus o ce pot, uitați, pe acolo borcare, pe acolo borcare. Aici, de exemplu, dacă îmi permiteți, pot să trag de asta? Păi, dar poate m-a acuzat de distrugere. Ia uite, ha? Cine lucrează acolo? Vine de la București, dar le-o tipoc, hop, hop. Păi cine tac? De ce le dai jos? Pentru că... Îi faceți frunt de lucrul lor? E putrezi, doamne. Trebuie să vină constructul să consolideze. Cum să fie putrezi, doamne? E putrezi. Păi dacă... Dacă le dai jos? Dacă dai cu degetelul, nu e putrezi. De ce să dai cu degetelul? Dar cum a fost? Eu am fotografie. De ce distrugi? Cum a fost, doamne? Cum a fost? A fost drept frumos, tencuit. A fost păi drept, frumos și drept, dar în timp, doamnă, care, în timp, și omul e frumos. Aici, domnul, când nu e, când aveați 17 ani. Nu vă supărați. Vă rog. Nu e posibil așa ceva. Casa asta trebuia să rămână exact așa cum m-am cumpărat-o eu. Dar nu rămâne, doamnă, că vine da, timpul și lucrează. Alte lucruri, nu așa. Cum arăta dumneavoastră la 16 ani? A? Nu se distruge așa ceva o casă. Ba da, mamă. De unde știi? Se distruge de la ploaie. Și facem și mai rău, urmă. Să facem mai rău. Mai rău de atât? Mai vreți să cadă și casa? Nu, mă, casa asta cu timpul va cădea, că asta e. Dar piramidele, a văzut piramidele, lăsați, da? Lăsați, domne, piramidele, lăsați-le în pace. Noi nu suntem acum în Egipt. Suntem aici. Cum era Cheops când a... Lăsați-mă, domne, cu piramidele. Asta nu e piramidă, doamne, este casă făcută de un om. Când s-a mutat în satul lor, vecinii Magdalenei au sperat că dumneai se va integra cu ușurință în comunitatea celor din Măgurele și le va fi un bun consătean. Mai ales că Magdalena se muta în casa părintească a lui Negoiță, vecinul întors și el pe meleagurile natale, după ce ani buni a lucrat la oraș, la Ploiești. Numai că încă din prima zi, Magdalena și-a exprimat ostilitatea și disprețul față de vecinii săi. Cum să vă spun eu? Leagănul microbilor. Și putreziciune și de când... Ai și alte case, alte... Da, aia e doar în viteză și asta cu spatele la noi. Mm-hmm. Și cu ăștia am ceva probleme. Mm-hmm. Care și eu o genă de aia de gunoi, am găinile la gunoi. Eu am venit la Ploiești, domnule. Mm-hmm. Cum să vă spun? Și acum am ca să-mi Ploiești. Dar am venit să stau și aici, că sunt la pensie de 15 ani, 20 de ani. Stau și eu decât cu nevastă, am copii, stăt acolo. Am zis, mă odihnesc și eu, am lucrat drept într-o țesătorie. O ureche n-aud cu... Da, mă rog, asta e altă chestie. E de alt domeniu. Dar am venit să mă odihnesc. Păi asta am fost de 50 de ori la tribunal până acum. Am înțeles că v-a dat în judecată... În continuu. A ajuns și la Consiliul ăsta național, la discriminare, ceva cu discriminarea. Așa. Că eu, bineînțeles că n-am avut niciun succes. Și tot ala, pentru că e dar normal. Pentru ce ați fi discriminat? Adică care era păi argumentul? Păi știu eu ce vreau să zică, doamnă. Păi eu am discriminat-o eu. Eu nu vreau să vorbesc pe ea. Dar mă atacă în continuu, degeaba. Păi uitați-vă la... Discriminare să fie, dar să știm și noi. Păi, doamnă, poate că e așa o manieră de a vă face curte, cum știți cum... Unii, când eram mici, trăgeam fetele de cod. De ce le trăgeam de cod? Nu, nu mă interesează. Nu mă interesează oamenii de la țară. De-aia puneți că, și dacă era de la oraș, poate că cumva... Nici la bloc n-am avut niciun fel de discuții cu nimeni și nu știu ce. Nu mă interesa nimeni. La propunere ați primit. Lăsa, asta e cu totul altă treabă. Nu discutăm acum de propuneri sau dacă nu. Dacă ar face o propunere civilizată, să zică bunoare, doamna Magdalena, uite, eu vă simpatizez, n-am știut, ca să zic așa, cum să mă port cu dumneavoastră, dar... Poate că... Nici cred că mort nu o să zică. Da, dacă o să zică. Nu o să zică? Nu vă supărați. El este crescut altfel. Ca la țară. Copil a străzii. Pe marginea șanțului. Deci cu acest om nu am ce discuta. Ca să-mi spui mie să mă duc să mă spânzuri... Asta v-a zis. Da. Nu se poate așa ceva. Obrăznic. Nu mai zic poate. Obrăznicie, da. Nu se poate. Adică îmi distrugi casă. Dar ce am putea noi să facem așa ca să...
aveți dumneavoastră o viață mai liniștită. Nu s-ar putea face nimic. E, băi, depinde de unde privești. Pe o femeie, vorbește cu cineva de aici? Vorbește cu nimeni. E cu câini, a avut 7 câini, cu tiu, cu vaia a rămas la 2 și acum a mai atras unul. Și zic că e iubitoare de animale. Păi așa ești iubitor de animale? Dar n-am, nici nu... Mi-am dat seama imediat când m-am văzut, că vă cunosc pe dumneavoastră, că mă uit la emisiunea dumneavoastră. Dar se știe cât de frumoși și echidistanți suntem. Dar cine dintre vecini v-a băgat șoareci în casă? Am înțeles că una din plângerile dumneavoastră la tribunal este că vă bagă șoareci în casă. La ambasadă, tot timpul. Titi? Nu, ăla. Alexandru? În spate. Dușa e unul. Ion vă bagă șoricei. Are o rădașcă, coropilniță, viermi. Am avut și șarpe în casă, în sufragerie. Așa și... sunt de la Ion. Cocoșul cântatul este de la Alexandru. Păi bineînțeles, domne, că asta este un grup infracțional. Ați fost chemați și dumneavoastră la tribunal. Om, de câte ori. Păi pentru ce v-a chemat la tribunal? I-am rupt cartonul. Că dumneavoastră i-ați fi rupt cartonul? Da, că noi am băgat șoricei în casă. Păi și șoricelul... A, da, poți să-l bagi în casă, dacă el o adică e frig afară. Dar șoricelul intră singur în casă, nu i-a explicat cineva? Bun, și ați fost la tribunal, ce? Păi a pierdut proces, am fost ultima dată acolo, la... așa... La Văleni, unde? Nu, la Ploiești, la... La Ploiești? Da, ne-a dus la Ploiești. Și, pe urmă, ultima înfățișare, adică, așa, la urmă, trebuia să ne plătească și n-am avut noi pretenții. Trebuia să vă despăgubească pentru că vă pierdeți vremea, banii cu avocat, cu da, de ce se da? Păi n-a fost niciodată avocat. N-a fost nevoie. Da. Și dumneavoastră ați renunțat. V-ați dat seama că probabil dintr-o eroare de înțelegere dânsa a ajuns să vă considere vinovat pe dumneavoastră de șoricei care intră în casă. Dacă există dresură de cimpanzei, de lei, de elefanți și de crocodili, de ce n-ar fi și de șoareci? Păi mi-a reproșat, nu m-am judecat cu ea, nu m-a dat în judecată. Pe dumneavoastră? Da, de câte ori și la București am ajuns cu ea și peste tot. V-a dat de mai multe ori. Da, de câte ori, la Văleni, la Ploiești. Cam de câte ori așa? Păi de ce mai știu? Când ești scula ei, am ajuns. În judecată. Cam de când a venit, nu? Da, când a venit nimica, nu, mă, nici gardul nu pot să-l facă. Zice că e bun gardul, e... A, și gardul este vechi, fără e chinit. Vechi, făcut de mine, să socră mi da, și nu, că e bun gardul, că la ea nu... Da, ce? Și a făcut vecinul tot așa, garde din tablă, și dacă acum nu-i mulțumită. Nu e că... Înainte nu era... Stai un pic cu minte acolo, că vorbi cu tati, da? Nu suntem în direct, dacă ta să te interesează, nu suntem în direct. Cum? Nu suntem în direct? Păi ce faceți, bă, băieți? Și a sunat poliția, bineînțeles, a venit un polițist, aha, a făcut un proces verbal de constatare, că așa este, că era acolo, pe gardul ăla, erau niște, nu știu ce, a zis el, o iarbă veche, că nu știu ce, ce avea una cu alta, nu avea nicio treabă. Dar el vrea să schimbe gardul. Da, domnule, n-am nimic împotrivă, domnule, să schimbe. Și până la urmă i-aș fi dat și voie. Bineînțeles, dar și aici a intrat la fel, tot fără să-mi ceară voie. Aha. Eu fiind plecat de la Ploiești. Dar în fond ați avut de câștigat, că aveți un gard frumos între dumneavoastră și vecini. Nu mă interesează pe mine, domnule. Păi decât să fie paragină, doamnă, mai bine un gard sănătos. Gardul nu era paragină. Nu era? Nu, eu am oricum, ăsta e mai frumos. De ce să fie frumos? Nu e frumos? Nu mi se pare frumos. Nimeni nu-i perfect. În timp ce stăteam de vorbă cu dânsa, s-a auzit cocoșul de la casa vecinului. Ia auziți-l, cocoș. Da. Și a zis că de fapt ăsta e un semnal. Da? Este un semnal că, cumva, prin care oamenii comunică, se facă ei șicane, se zgârie casa. Da. Eu m-am gândit că poate că e singură, nu păi și eu ce să-i fac? Eu ce să-i fac? Dar vorbește cu cineva?
Și mai mergeți pe la ea să beți un ceai ca în Anglia. Ce ai că mă blesteamă pe la... Se duce în spate, mă blesteamă, mă o las în pace, ce să-i fac. Vă blesteamă? Da. Probabil că vă consideră vinovat că se dărâmă casa. Nu vedeți, de când a venit nimeni n-a făcut la casă. N-a făcut nimic? Nimic. E vorba de un grup infracțional condus de un cocoș. De când v-ați mutat aici, domnule? Din 99, domnule. Din 99 și de atunci aveți șicane cu vecinii ăștia. Da. A, dar au venit să încerce să cumpere casa de la dumneavoastră? A, s-a întâmplat odată. Când cel din spate, unchiul celui din spate a zis că vrea să cumpere bucata de acolo și când... Așa. 2 euro pe metru pătrat. Și ăsta când a auzit, era în pot și zice, îi dau 3 euro pe metru pătrat. Mai mult. Și vorbesc că se vinde cu 42 euro, cu 30 de euro pe metru pătrat. 40 de euro pe metru pătrat? Păi este intravilan, domnule. Așa de... Bineînțeles, pe intravilan este aici. Cum să nu? Nu se poate. Păi ce, eu sunt în câmp. Deci dumneavoastră ați fi vândut dacă te dea 40 de euro. Bineînțeles, de ce nu? 4... Nu se poate, nu merge așa cu mine. Nu se poate, ori dai prețul sau îmi lași casa în pace, că nu mai este casa lor. Deci cam care e prețul? Așa. 40 de euro? Păi așa este, în intravilan, așa aha, este. Uh-huh. În intravilan, eu da, nu vorbesc da, de afară. Da, da, da. Extravilan, da, da. Nu? Da, 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 da. Deci în intravilan. Vedeți da, ce face? L-a auzit toată ziua, uite, așa face. Toată cocoșe, ziua așa face. Cocoșe. Dacă nu sunt așa găinile, aha, atunci facem cu vaca. Dacă da, nu e vaca, atunci facem cu câinii. Dacă nu sunt cu câinii, atunci facem cu copiii. Și să faci o cărmălaie de nedescris. Am înțeles. Dar așa este intravilan, cu cocoși, cu copii. Dar eu n-am nimic împotrivă, domnule. Dar asta e un semnal. Aha. Ați înțeles? Însemnal că să plecăm de aici. Nu, să intre, să fure, să zgârie, să nu știu aha, ce. Deci eu intru în casă. Cocoșul de semnalul? Da, este, și... domnule, semnalizare acustică și vizuală, dacă doriți. Corect. Nu dar copiii și ei pot să dea semnalul, nu? De ce nu? Alergă pe stradă, alergă pe câini. Alergă pe stradă, zic, semnalul și ăsta imediat profită, intră în casă, zice... Eu nu pot să ies, domnul Marian, de fiecare dată din casă. Nu vă supărați. Da. Eu citesc, îmi văd de treburile mele, ce lucrez. Ce citiți, doamne? Ce? Am destul de citit. Uite, acum am atâtea dosare de citit și de... A, citiți dosare. Păi ce să fac? Romane, am citit și am și dă să vedeți cărțile cum sunt. Cum sunt? Zerbelite. Mi-e și frică să mă uit la el, am un șifonier petit la rost. Nu, asta știi ce înseamnă, da? Sigur că da, doamne, e un dicționar prețios, dar numai că este mai mititor. Mare importanță cât e de mic sau mare, e al meu și e cumpărat de mine. Aha. Și nu vă supărați, cărțile sunt cumpărate. Vine ăștia când le zizați dumneavoastră de casă, ei se duc repede la... Orice. La dicționar, răsfăiește și zrențește. Guinness Book, dă-i cu el de pământ, nu se poate, am multă. Nu se poate, domne, nu se poate. Dacă nu vor și nu interesează, să nu citească, să nu se bage. Dacă nu se atingea de cărți, poate că e mai iertat, adică treceați cu vederea. De cărți? Da, dacă s-a... Vreți să vă arăt cum fac hainele? Cum i-au făcut hainele? Și de haine se iau? Am o haină de piele, dar sunt imitație de piele. Și vestuța așa, uite, a dat colusuri, păi uite, păi s-a calunsurit așa. Zic că și... Am o haină de imitație de piele, care mi-a dat o nepoță mea de la București și zic, s-o port aici. Că vorba e la țară și mare, dar e frumoasă. Așa. Știți cum a înțepat-o cu acu? A înțepat-o cu acu? Da. Hainuța din ce era, din piele? Nu, de imitație de piele. Dar n-are importanță, n-are. E în curte la, în casa mea. Poate că a făcut molia. Nu. Și molia mai haide, face. Domnule, să facă, să înțepe... Molile astea... Care? Alea mai bătrâne, poate. Alea bătrâne, da. Alea bătrâne. Tine, asta pe aici, la tine, nu știu, că la... Alea... Se după centură, cam aici două, când a fost pe centură. Domnule, nu râdesc, așa e. Da, mă cred. Comunitățile organizate într-un spațiu bine definit, cum sunt noile cartiere rezidențiale, cu acces controlat, pot adopta regulamente stricte care să prevadă drepturi de preemțiune la vânzările de imobile și condiții restrictive pentru potențialii cumpărători. Într-o astfel de comunitate nu vei întâlni clădiri în paragine și nici locatari care să terorizeze vecinii cu reclamații absurde. Casa familiei Negoiță a revenit surorii lui Tudor după ce bătrânii au plecat într-o lume mai bună. Sora a vândut casa imediat ce a intrat în stăpânirea ei, lui Negoiță revenindu-i doar o bucată de teren de câteva sute de metri pătrați. Primul cumpărător a vândut casa la rândul său Magdalenei, ascunzându-i însă acesteia starea avansată de degradare.
Magdalena s-a trezit într-o ruină mișcătoare pe care, în loc să o repare și să o întrețină corespunzător, a lăsat-o de izbeliște. Mai mult, i s-a năzărit că vecinii ei i-au pus gând rău și îi sabotează cu bună știință proprietatea. De exemplu, cu domnul Titi are foarte, e foarte nemulțumit. Dacă e vecinul lui? Vecinul de lângă casă nu se lasă. Așa e, cu dumneavoastră n-a avut, am zis că și cu dumneavoastră. Ba da, cu soțul meu, cu mine nu prea. Dar că... ce a avut cu soțul? Păi, ce să facă? De ce? De ce? Da. Ce i-a făcut soțul dumneavoastră? Ce i-a făcut? S-a urcat pe casă, i-a dărâmat casa. Așa zice, că noaptea când doamna, când o fără somnă, urcă pe clasă, de șoricei știu că intră pe Laura Cheie, dar vrăbile... Da, șoricei mici intră pe Laura. Dar cu vrăbile ce s-a întâmplat? Păi vrăbile, ciocănitorile fac treaba. Și cocoșii, cântă cocoșii un fel de mesaj. E vorba de un grup infracțional condus de un cocoș. Ai pus un picior la ea în grădină. Da, am trecut așa ca să sudez, că nu puteam să sudez. Te-am văzut. M-am văzut și i-am zis, atenție, i-am cerut, băi, tante. Doamna scump. Băi, tante, ia tante, el ca așa. Dau și un punct de sudură aici. Așa. Dar nu, e șocat. De când a venit femeia asta în comună, de acum vreo 15 ani, a scăpat Drăgănescu de reclamație... Dintre vecinii din dintre jur. Drăgănescu, peste drum Maria, ăla de încolo. Eu pe mine m-a luat, pe Dușa l-a luat, pe Călinești a luat, pe Neruță l-a luat. Și pe cine? Ei, numai de reclamă să ține. De cum? De reclamații, nu de reclamă. Că de reclamații. Și ne face nouă reclamă acum că ne aia. Mă, dar ești un om. E, da, ideea care e... Nu știu, mă tare trebuie să faci o misiune care îți câștigi pâinea, nu? Cam așa. Și în momentul ăsta ne facem noi de râs cu baba aia. Întrebați-o dacă are WC-ul, filmați-i WC-ul, filmați-i casa la interior, că îi plouă în casă, filmați-i cum aruncă, să duce la spălătorie, să-și spele rufele, așa. Că ea nu spală, n-are apă, că deschide pompa aia de acolo, ridică izolația de iarnă, ea nu face nimic. Țin o droaie de căței, când se mulțește peste 20, vine ăla de la primărie și lea. E reclamagiul comunii, ia și proces uman, cu alte cuvinte, cum zice lui. O acțiune inițiată în justiție, odată trecută pe rolul instanței, nu poate fi oprită până la soluționarea ei, chiar dacă este absurdă sau ridicolă. O reclamație la poliție însă poate fi stopată cu ușurință atunci când depășește cadrul bunului simț. Dar aceste limite sunt uneori greu de stabilit, unde se termină o bănuială rezonabilă și unde începe fantezia paranoică. Câte procese ați avut până acum? Da, ce mai știu. Vreo 12. Mai știu. Că toate le-ați pierdut. Normal. Noi bai. Ea nu mai are bani acum. Întrebați-o de ce nu mai are bani. Că până acum ne-a dat pe toți din judecată, acum vine ăla de la Providere la ea și arată săptămânală. S-a împrumutat, să împrumută, că nu mai ajunge bani. Deci e cinci de femeie, e reclamagiul cartierului. Dacă poate să-ți facă un rău, o să-ți și-l fac. Trebuie să plătesc cheltuielile de ajutor. Poate să stea ăștia care primesc așa judecătorii să atâția bani. Păi eu trebuie să plătesc cheltuielile de ajutor, domnule. Nu se poate. Dumneavoastră? Păi nu eu, că eu pierd tot timpul. Dumneavoastră, deschideți acțiuni. Se merge dosarul așa și după aceea dumneavoastră plătiți cheltuielile de ajutor. De ce să nu plătesc? Ce să fac cu pensia? Să o beau? Să o fumez? Eu nu beau și nu fumez. Poftim. Bun, da, și spun... Nu se merge la băi, de exemplu. Păi, cu cine să las casa? Cu cât să cu cine? Și spun tipului. Dom'le, te rog frumos. Polițistului. Nou polițist. Da. Ăla a intrat în pușcărie pentru droguri și pentru... Așa a venit altul. Și zic, te rog frumos, vrei să vii să facem un proces verbal de constatare? Să constați și dumneavoastră că eu am fotografii. Nu aha. Vorbesc anapoda. Așa. Ce? Reparați casa, doamnă. Reparați casa, așa v-a zis. Adică cum să o repar? Am stricat-o eu? Ia, auzi, da.
a scăpat de cine, că mai era una, dar s-a dus dacă a leșinat. Au mai fost o persoană care tot așa făcea sesizări oamenilor din localitate. Da, era genul de procesom. N-are ce să fac. Când n-ai ce face, nu te uita, bă, uite la tine în curte, în primul rând, și mergi mai departe, sau lasă-l pe om în pace. Așa a fost viața făcută, să nu fim prea abuți, că nu suntem suedezi, nu suntem elvețieni, nu suntem ăla. Și trebuie să muncim. Ea n-are ce munci, că acolo e și-a pus garca la pușcărie. Ăla nu e un gard de om sănătos cu aia cu sârmă. De ce? Cine îi fură, domnule, că nu o lasă nici pe băiatul ăla să facă gardul, ține că ți-aia. Nu poți să treacă un copil care muncă, ăla negru, adoptivul, dă și-l ăla să mănânce, trece copil mic pe drum, uite, de-aia însoțește cu bătrânii pe copii, îi vedeți? Care trece cu bicicleta, cu căruțul, cu ceva de aia, să ia cățel după și-l mușcă. Și nu e prima dată, și pe mine mă mușcă. Să risc că ne mușcă pe toți. Dar să-mi explicați de ce unii oameni, până la adânci bătrâneți, fie că dau la sapă, fie că repară o mașină, care nu stau, domnule, de dimineață și până seara muncesc. Așa am fost învățat. Da. Am stat la bloc o perioadă, dar când am fost la fabrică, acolo n-aveai ce să faci, trebuie să lucrezi. Eu am lucrat într-o fabrică textilă. Da. Și au fost probleme multe, erau probleme multe acolo. La 7 fără un sfert eram acolo. Da, cu casa, de exemplu, nu v-aș fi plăcut să vă ocupați dumneavoastră de casă, că de, sora dumneavoastră a vândut-o și a scăpat de ea. Casa părintească. N-aveam cum să o lămuresc pe sora mea, că era prea mulți bani. La vremea respectivă a costat o avere casa aia. Era scumpă. Scumpă, foarte scumpă. N-aveam cum. Adică nu puteam să satisfac eu. Degeaba nu-mi dădea. Nu vrea, dar nu. Da. Acum nu mă deranjează nici că stau bine noi, eu cu soția nu descurcăm destul de bine. Chiar mai bine. Prefera să vă construiți o casă alături, deci pe tot pe terenul părinților? Da, păi a fost acolo o căsuță și am demolat-o. Ați demolat-o și ați făcut una nouă. Dar casa care a rămas sorii dumneavoastră era mai prețioasă, avea o valoare? Avea valoare, păi când a cumpărat-o primul proprietar, deci omul a vândut la Ploiești un apartament cu două camere, a cumpărat casa asta și mai a rămas ceva bani. Uh-huh. Când i-a dat lui doamna asta care e acum, a cumpărat apartamentul apoi și mai a rămas ceva bani. Deci vădă asta, avea valoarea unui apartament, două camere așa, confortul. Deci când a cumpărat doamna Magdalena, era o casă frumoasă. Păi, da, păi de-aia zice, dă-mi, aveam o frumusețe de casă și uite ce mi-a stricat vecinii. Da. N-am trețiut-o la cel care a plecat înainte. A pus niște carton pe ala. Cartonul a venit vântul la bătrâia, că mai ploua pe acolo, pe acolo. Trebuia înlocuită tabla, ce... Acum, mă acuză pe mine că eu i-am stricat. O casă nu rămâne așa cum o faci. Dacă nu lucrezi la ea constant, să repari aia, să repari aia... Mai dai cu vopseluță, mai dai cu aia, mai cu un var, mai cu... Nu merge. Nu merge. Dacă nu... Așa la țară. Eu acum, adevărul că am... Sămânță de țărană mie, că dacă m-am născut aici. M-am născut aici, m-am căsătorit la 27-28 de ani. Mă las seama că am prins un pic, drag de... Nu munceam nici eu cine știe ce înainte, că erau părinți. Dar prima dată, când ați văzut-o pe doamna Magdalena, apărând, cum... Știți ce bine mi-a părut? Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. N-a venit doamna nenorocire. În două zile a terminat. Reclamație la... Poliție la a chemat de a tăiat cablul de lumină, că înainte casa dumneai era un ștender de ăsta de curent care venea și la în partea asta. A tăiat tot. Venea și la dumneavoastră. Da, venea și la mine. Și mă înțelesesem cu ea, dom'le, eu nu stau aici. Dau și eu acolo, dar n-are rost când viu, dar viu și o zi pe săptămână, dau și eu curent. Și plăteam mai bine decât să ia, nu, asta deci... nu. Casa dumneavoastră era alimentată de la contorul doamnei. Și prefera să-i dați dăsea chiar mai mult decât consumați, pentru că veneați foarte rar. Nu, n-am avut cine să discut. Până să discut, mi-a tăiat tot. S-a estimat electrica și a tăiat, aici nu e. Și câte și, nu o să vă mai spun, că am un dosar întreg. Reclamații și de... Putem să spunem că a început toată această odisee a reclamațiilor de la tăiatul curentului?
Păi cu aia a început. Cu aia a început. Cu aia a început. Primul da. Gest de, de luare în posesie și a casei. Și în continuare mă reclama că și-a tras un... Deci, pe lângă gardul care fusese inițial făcut de mine, na, ei, la vremea respectivă, avea bani, că a vândut apartamentul în Ploiești și avea bani. Dar s-au devalorizat bani imediat, în 6 luni nu mai e. Și și-a mai tras un rând de gard de cu sârmă ghimpată. Așa. Ca la... Știu, ca penitenciar. La, ca la penitenciar, da. Nu m-a deranjat, deși era urât, era urât. De asta zic că, începând de atunci, cum să vă spun, eu nu stăteam, nu locuiam aici. Și m-a reclamat că am început deja să sar gardul eu, aha, că i-am stricat la un colț acolo, că deși iar era iarnă. Peste sârma înghimpată. Da, peste sârma înghimpată, da. Escaladați da, gardul da, da, da. De sârmă ca la închisare. Când adică am început să fac la evadat. Când am început să fac gard, a chemat poliția. Că nu i-am cerut mie voie să fac gard. Păi băi, femeie, în loc să te bucuri că nu te pun să contribui, tu te duci și mă reclami. Și tot așa în continuare. La o sobă mare trebuie și o căruță de lemne. Am făcut aici în grădină, am făcut și o magazioară acolo cu... M-a reclamat după. Am avut, mi-a dat așa, iar la casă, așa a fost casa, cu fața spre ea și dacă era în aceeași curte, nu era de reclamă. Și m-a reclamat că am geamul la mai puțin de 2 metri sau 1,80 m, ceva de genul ăsta, și am fost nevoit că, și mi-a dat și amendă. Și, ca să zic așa, îi puneați și în, între ghilimele intimitatea, dacă vă uitați pe geam. Nu, eu, dumneavoastră. Ea se putea uita. Ia, da. Ea se putea uita la dumneavoastră. Asta, de fapt, a reclamat. A, de fapt, deranja riscul de a, de a da, trage da. Cu ochiul la dumneavoastră când vă îmbrăcați, vă dezbrăcați, mai știu ce faceți. Da, după, și asta, da. Bine, aha. Chiar dacă nu era așa. Dar ea mi-a zis că ea, înainte de a veni aici, ea n-a reclamat niciodată pe nimeni. Că aici... Păi, vreți să vă arăt, vreți să vă arăt eu reclamațiile mele? Alea făcute care... către dumneavoastră? Da, către... Adică, da. Pardon, da, da. În care vă reclama să se plângea de dumneavoastră. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Vreți să vă arăt eu am așa o... Nu, mă gândesc, poate e o pasiune născută la vârsta... La dumneavoastră pasiunea asta. Înaintat, la dânsa, la dânsa. Bineînțeles. Da. Magdalena crede că Negoiță are o abilitate specială prin care îi trimite șoareci să-i cotrobuie prin locuință. Cocoșul lui Alexandru Mihai este la rândul său complice la această operațiune, fiind folosit de uzurpator ca mijloc de semnalizare și coordonare a trupelor. Drept urmare, și Alexandru s-a pomenit cu o plângere în acest sens. Drumul instanței a devenit o rutină pentru vecinii Magdalenei, care și-a pus la bătaie toate resursele financiare împotriva acestora. Dar Magdalena a pierdut rând pe rând toate acțiunile în instanță și totodată și banii. Spuneți-i să stea cu minte, să-și vadă de găurile ei, că îi plouă în casă, ea stă pe veranda aia când plouă. Dar zice că toate astea sunt rezultatele sabotajului pe care îl faci cu vecinii, adică dumneata, Titi, domnule, ăia vin și noaptea când nu doarme ea... Nea Titi e pensionar săracu, se duce la muncă la JP, că ea plăcut fotbalul ăsta. Da, fotbalist, da. El la 7:30, e metronom, 8:25, a plecat la serviciu, domnule, că nu știu... Îi place să muncească, i-a plăcut fotbalul, îi place să stea în societatea de fotbaliști, să duce încolo cu... E observator de fotbal. Deci el e un om activ. Eu la fel, n-am timp, doamne, să stau după ea. Eu când am, mă întreba dacă... Soacra, că dacă am văzut nu știu ce emisiune la televizor, că cu explozia de nu știu de care și ăla care l-a omorât, ce-a pus ăla poliție. Doamne, n-am timp, eu intru seara în casă, după ce mai sunt sculele, că nu le las așa, și, cum să zic, până fac un pic focul, că aveți n-am vrut. Aveți o viață plină, ziua este încărcată de muncă, de dimineață până da, seara. Până seara, că, cum să zic, dacă stai, stă norocul, dacă stai degeaba, te îmbolnăvești la oase și te gândești la moarte și, ui, uite, luai chirobocea. Chirobocea fiind doctorul Pământean, îl dă tot. Deci n-are sens să mai stăm. Ea n-are nimic toată ziua de făcut, n-are alea și să, cum se zice,
să uite după toți vecinii, că ăla merge pe drum, ăla să pupă, îi filmează pe toți, face poze la... Face poze, ia? Face pe dracu, pe ea, cum l-a pozat pe ăla că îl poza? Păi nu l-a pus să schimbe panoul ăla, ai făcut un panou de tablă în dreptul ferestrii, care ieșea cel acolo, uracan. Aha, da, 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 da. Nu, domnule, că dă panoul la o parte și ăla, și-a pus geamul opace. Și ce pretenție să mai... Să nu se uite la ea? Da, zice că să uite... Să uite la ea. Nu, zice că să uită Titi, domn profesor, cum îi zic, să uită la ea. La ce dracu să te uiți? Te uiți după o femeie, dar dacă mai vezi una, hai să nu văd una frumoasă. Să zici că, da, te uiți că să mă lase în pace, că să mă lase în pace. Că da, nu pot să deci mă pui la minte. Deci ai fost în judecate, la da, proces. Te-a da, chemat, chemată sau că acuzat? Că acuzat, m-a pus, că deja am intrat acolo. Dar pur și simplu că dacă nu mă pricep la tehnică, că dacă știam că e așa, aia, puteam să-i cer voie, să pui telefonul, să zic așa, să regizezi telefonul. Dar cu cine să... cu cine? Și judecătorul ce a apreciat a judecătorul? Cum m-am răstit la dumneavoastră aceea și la asta, tot la penal, zic, domnule, eu n-am timp de bârfe și cu asta, n-am făcut nimic, i-am cerut voie, nu mai recunoaște, eu am treabă, eu pierd, dacă pierd o zi de muncă, pierd 50 de lei, de exemplu. Și eu cu 50 de lei pot să-mi iau și eu medicamente, că am fost operat de colon de aici până aici, de inie inghinală, și m-am refăcut, sunt bine, dar vreau să... Șoareci aveți? N-am că le pui mombel. Zice că luați șoareci și băgați la dânsa. N-am șoareci, cum să-i bag, domnule, cine? Cine? Arată-mi unul deștept care poate să prinde un șoarece cu mâna. Și dacă îl prinde, îl mănânc eu. Poate să prinde cobaiul ăla care e de laborator, frumos. Ăla, da, te joci cu el. Dar cine prinde șoareci? Doar câteva case mai la vale, soacra lui Ion Avram locuiește tot singură, într-un imobil mare cu grădină și acareturi. Dar Elena e altfel plămădită decât Magdalena. Fire optimistă și veselă, nu stă o clipă locului, îngrijindu-și gospodăria cu o râvnă demnă de invidiat. Pe deasupra, Elena își face timp pentru lectură și mai ales pentru poezie, căci dumnea ei are pasiunea rimelor încă de pe băncile școlii. În 62 am cumpărat pământul ăsta aici, fără casa aia, așa, și mi-am făcut singură casa, am fata care ține pe el, așa, și mi-am făcut casa asta aici singură, aveam o fetiță de 4 ani în brațe pe nevasta lui și mă despărțisem de bărbatul meu, m-am măritat după aceea când avea fata 9 ani cu alt bărbat, tot eu am muncit singură, să știți, am murit că îi plăcea să bea mult, fie sănătos, așa a fost să fie, n-am ce să-i fac. Și atunci eu singură, dar nu-i bine nici singură. Nu e bine și singură. Nu e bine, să știți, pentru că te uiți seara, în special ziua, e altă situație, dar seara când te culci și vezi liniștea aia așa de acolo până acolo, numai câinile trâmpă în curte, ți se face teamă așa până la urmă și de lumea asta, că e lumea asta așa cum este, vedeți cum e lumea, nu? Deci ți-e frică să mai mergi pe drum seara de la ora 5 încolo. Foarte da, delicată viața. Vine domnul Nelu acum și vă repară soba. Sau o strigă ca să facă alta, nu? Nu, știți care e soba? Dar ce face? E fundată. E fundată. S-a împundat. Scoate în capac cu câteva cărămizi și băgăm mâna pe urnă. Asta, vreau să filmez cum se lucrează, da? E urnul prea mic așa. În același sat, la câteva case distanță, una de alta, am găsit două femei cu un comportament total opus. Putem găsi explicații de tot felul pentru aceste diferențe, dar explicația profundă este legată cumva de un resort interior al ființei umane, care o transformă din starea ei primitivă într-o ființă nobilă. Acest resort poate că, pur și simplu, la unii oameni lipsește. Vă urât că sunteți singură și că nu aveți un suflet lângă dumneavoastră, dar vine ginerile și uite, vă repară când aveți nevoie. Măcar așa o dată pe zi. O dată pe zi, când mă vine două, trei zile, îi dau telefon și zic, bă, n-am pâine, n-am aia, vine și mi-aduce, ce să faci acum? Eu iau medicamente de la păiști, mă duc că îmi vine mai ușor, dacă mă simt bine și după operație, după asta. Și am și eu, cum să zic, mai
ia o gură de aer sau o gură de municipiu, cum zic. Când mă duc la municipiu, când la capitală. La capitală înseamnă că mai mă duc la copii. Când să fac roșiile bara, plecă tu gura de aer de la babii. Dar ce să-i transmit eu lui Magdalena, din partea dumneavoastră, care te suspecta că i-a dus șoricei și-i bagi șoricei în casă? Ce să-i transmitesc? Da. Nimic, să oprească un pic, să oprească un pic așa. Și dați-o ca exemplu pe soacră, mai sunt și femei toate bătrâne. Degeaba, că nu mă știe pe mine, știi că mi-au... Sau zicem, doamne bătrân, care-și bătă treaba, nu? Ce bătă treaba? Că nimeni nu-i face. Să fie conștientă, să deschidă ochii, să-și dea seama că nu-i găurește niciunul tabla păcatul. Îi corodează ăl de sus Dumnezeu. Urâtă zi mai este afară. Ați ninge pentru prima oară. Această iarnă va fi grea, la fel ca bătrânețea mea. De acum și până la vară, nu va fi viața ușoară. Covidul joacă pe drum, mă ferez de el oricum, că eu nu mai ies din curte, deși lumea spune multe, că e boală, că e joacă, moartea vine nemiloasă, la tineri și la bătrâni, asta e viața la români și la fel întreaga lume, vom scăpa de aceste ciume. Cu semnul întrebării, deci este o poezie, da, care se termină cu semnul întrebării, da. Să vedem ce vrea Dumnezeu. Da. Da. Deci aveți multe, asta este caietul dumneavoastră de poezie. Da, dar m-am trezit cam târziu să-l scriu, m-am trezit târziu. Deci, compuneți de multe vreme, ce, dar târziu v-ați... Eu compun de când mă știu deci am compus și aveam un unghi în București care mi-a zis, pune mâna și scriem să mă duc să ți le înregistrez. Și mie, mi-era teamă zi, dacă mă duc, dacă greșesc la vreo, crate-mă, la vreo virgură, la ceva, deși râde ăia de mine pe acolo. Și din cauza aia nu m-am dus să fac niciodată. Și deși am foarte multe carnete, am care le-am scris așa cu... Mai multe caiete de poezie. Am mai multe, da, am mai multe. Situația asta dumneavoastră cu singurătatea cumva vă apasă, deși aveți copii, aveți am nepoți, copii, am nepoți, patru nepoți am, patru nepoți. Deci am nepoții buni, nepoți care mă iubesc, într-adevăr, cel puțin toți sunt pentru mine, nu am cuvinte. Fiica mea asta care e avocată m-a dus prin Paris, prin Veneția, în Milano, Bergamo, în Haide, vă dau la Magdalena, nu deranjează de singurătatea. În Ungaria, în Ierusalim am fost. Deci am fost prin țări din astea care tare mult mi-a plăcut și mi-a fost drag să văd. Prima dată am văzut Parisul, când am decolat și am văzut Sena. Și când am văzut turnul Eiffel și m-am dus lângă el, am pus așa mâini pe picioarele amare, că și zic, mă, frumosule, mă, zic, cum mai... Ați mâine în jurul grinzilor da, de la... Da, zic, cum mai bine vă arată este, bă? Adică, îmi sunt dragi și pe unde merg fac o poezie. Deci pe unde merg pe acolo, când stau seara, să-ți puțină ideile astea, îmi vin noaptea. Și noaptea pun câte o foaie acolo, lângă mine acolo și scriu chiar că e băzgălit ceva, că chiar că e băzgălit, îmi vine o idee și dimineața o deșifrez cu mare răbdare și o deșifrez. Și am observat, acum nu cum mă pun cu neagul Giuvar, ferească Dumnezeu, că ăla e om, ferească, nici n-a fost om călă deștept pe lumea asta, dar și el scrie în anumite pasaje aceeași situații, că de multe ori este singur și începe să plângă sau nu poate dormi și recită toate poeziile care își le aduce aminte ca să poată dormi și tot nu poate dormi. Și eu la fel, aseară am luat toate poeziile care... Le-am știut de când eram copil, toate neamurile de poezii și le-am recitit, cred că până la două noapte le-am zis, le-am făcut, degeaba tot n-am dormit. Am momente când se întâmplă. Magdalena și Elena sunt două chipuri diferite care ilustrează două feluri opuse în care poți să-ți petreci viața. În umbra ruinelor unei vieți falite sau în lumina optimismului și a bunei viețuiri pe care ți-o oferă educația și cultura universală, dobândită pe băncile școlii. Poți să te lași cuprins de rezidurile vieții până la gât sau poți să crezi în puțina umanitate care mai sălășluiește în cei mai mulți dintre noi. Nu poți înghiți orice în numele îngăduinței al compasiunii și al egalității de gen. Vine o vreme când e nevoie de o forță egală și de sens contrar prostiei și abjecției. Iar asta s-ar putea numi o bună reactivitate, o vecinătate susținută, o construcție europeană. Nu știu de ce, dar mi se pare că odată cu lingvistica au apărut și cariile.
Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut.